Hai la robă fraților, pe canal! Astăzi un vlog un pic mai mai diferit. O să încerc să fiu cât de scurt pot, însă nu cred că o să reușesc, pentru că o să vină bateriile înaintea, înaintea mea. O să încerc să sintetizez puțin aventura mea în Europa, alături de un turneu de metal european, cum se face un turneu afară, alături de trupele de un nume mare al metalului mondial și anume Samael, veți la Samael. Uh, nume care a fost turneu care a fost completat de Diabolical trupa din uh, Stockholm, o trupă o trupă de îi zic eu melodic death doom, așa un uh, un death metal melodic cu, cu influențe Doom, mai ales de pe ultimul album, cu pasaje epice, cu așa mai departe. Ascultați ultimul album Eclipse din 2019, la an urmează să se mai lanseze ceva. Piesele sunt destul de conceptuale, destul de mișto, dar neplictisitoare, dar nu sunt uh, genul opetului sau altor chestii care devin foarte experimentale, foarte plictisitoare, foarte demonstrative pentru gusturile mele. De deci cele sunt destul de concentrate acolo și sună foarte, foarte bine și foarte profi live. În primul rând, deci care e faza acum, nu știu cum ce să încep, Hai să vedem. Cea mai funny chestie este faptul că am reușit și a trebuit să ascult și să fiu alături de aceste două trupe în timp de 18 locații, 18 concerte prin Europa, fără o zi de pauză și am ascultat practic aceste două trupe de 18 ori în fiecare zi, mai mult sau mai puțin, cel puțin pe ai mei, pe Diabolical, pentru care eu am mers. Uh, a trebuit să fiu, să fiu acolo uh, Ideea este că Cum am ajuns, cum ajungi în așa ceva Că poate foarte multe lume te întreabă foarte lumea zice, bă, aș vrea să fac poate în chestia așa mai departe uh, Păi pire frate Eu mă știu cu basistul din, din Diabolical, ne-am cunoscut Asta vară uh, Tot în cadrul unor filmări Pentru un videoclip Viitor al trupei și atunci a, tot el mi-a propus să vin cu ei în turneu, eu încă neavând job, încă fiind în căutarea unui job, să, viu la acest, să vin în acest turneu alături de ei, poate o să-mi placă, poate nu o să-mi placă, bineînțeles, pe prietenie, nu discutăm aici de bani sau de remunerații, nici eu nefiind un profesionist, nefiind sunetist, nefiind luminist, nefiind bun la nimic, practic am zis să merg să ajut la căra de scule, la demonta scenă, la și așa mai departe, la chestii din asta de mentenanță, de logistică, care se fac o trupă când pleacă în turneu, pleacă cu membri foarte mulți, nu pleacă doar cu membrii trupei, pleacă cu mulți alți oameni în funcție de ce scule care, de ce draci și la ce au la ei. Și o să povestim imediat, nu știu cât de lung o să fie vlogul ăsta, o să încerc să fie foarte scurt, o să mă ajut de telefon. <coughs> Și o să, o să începem așa până în locații Deci am plecat undeva pe data de 20 octombrie, parcă dacă mi aduc 20 septembrie, pardon. Deci urma, urma practic 3 săptămâni. Într-o zi de marți am plecat, am luat trenul până la Oradea, de la Oradea am vizitat Oradea, am ajuns dimineața, am vizitat Oradea în câteva ore, am trecut prin centru ăla care este superb, deci practic un câștig, pentru că nu mai fusesem acolo, absolut superb, absolut un oraș absolut european, din toate punctele de vedere al comportamentului oamenilor pe stradă, trafic civilizat, piețe foarte mari, square foarte mari, chestii care se dezvoltă. Deci, efectiv, ziceai că ești în, de la Polonia în sus, clar. Nu există ceva mai mișto de atât. Singurul dezavantaj din punctul meu de vedere, al orașului Orada, pentru că noi aici o să vorbim și de uh, călătoriți, de ceea ce vedem pe lângă. Adică totul prin ochii mei, nu o să vin, vin cu chestii tehnice și cu chestii de genul ăsta. O să facem un pic de catering să vedem ce naiba ia să Va fi foarte lung, nu știu cum o să-l repet, nu știu cât de bine o să miasă, -mi nu știu cum o să-l pot sintetiza, dar o să fie la naiba de lungă. Cred. Așa, deci am văzut Oradea, singurul dezavantaj la Oradea este că nu este în zonă de munte, cum e Brașovul, de exemplu, și așa mai departe. Apoi, uh, ideea era să ne întâlnim în Cracovia, în Cracovia, din Cracovia să pleca spre Brno, în Cracovia, practic ne-am cazat în ceea ce urma să fie hotelul nostru pe roți, frumos, un frumos nightliner, un autocar imens, cu etaj, deasupra la etaj erau 20 de paturi. <coughs> Deci noi trebuia, noi eram undeva la 16 sau 17, dacă mi-am bine aminte, eram noi cei 4 membri ai Diabolical, eu și încă o tipă, gagica din, din dintre membrii iar la Saba e la fel patru membri și încă vreo cinci care erau pentru suport, pentru că ei au venit cu luminile lor, cu sunetistul cu oameni la mergi, cu om pe, oameni, doi oameni pe tehnic la fel care se ocupau și de sunet, se ocupau și de schimbatul chitărilor și care ajutau la descărcarea tuturor sculelor și încă aici să vorbim de scule, deci practic ca o introducere așa, noi aveam, eram în acest Nightliner cazați timp de trei săptămâni, am cântat în 18 locații europene, fără pauză, fără nicio zi de pauză practic, ne mutam de la o locație la alta. Turneul fiind, bineînțeles, bucuit și rezervat și făcut de acum 2 ani, din ce am înțeles, era vorba de un turneu aniversar al albumului Pazaj de la Samael, deci, practic, turneul a fost al lor. Noi am fost un fel de, zic și eu, noi, na, ca și cum aș fi și eu din trupă, deși nu sunt. Uh, dar mă simt parte din, the part of the family, and shit like that. Și nu eram co-headliner la, la toată treaba asta. Turneul care n-a mai avut loc din cauza, știți voi cui, nici în 2020, nici în 2021 și atunci a trebuit refăcut făcut uh, în 2022, acum probabil bilete de la Brisail cumpărate și așa mai departe. Deci, fraților, începem în forță, începem în oraș și o să mă ajute acest telefon, o să încerc să mă uit și în cameră. Am aici niște liste cu distanțe, cu așa mai departe. Deci, am aterizat în Cracovia, am dormit o noapte în Cracovia, după care a doua zi urma să cântăm la Melodca, în frumosul, foarte miștoul oraș Cirh Brno. Acolo locație destul de faină, cu niște scări de urcat, Asta înseamnă că aveam de cărat o grămadă de chestii. Eu nu mai văzusem așa ceva. Eu obișnuit cu concertele mici prin România, unde se cântă, na, mai are locație niște tobe, mai aduci niște cinele, mai vii cu niște chitări, cu niște cabluri, cu niște efecte. Au ampuri și cam asta e. se cântă nu că cum e la noi. Cum, na, fiecare cum poate. Aici la turneu e un pic diferit, pentru că sau mai aveau luminile lor, și aveau niște blocuri imense de lumini, de cărat două blocuri, aveau ceva rack. Noi aveam rack pentru sample pentru pasajele acelea simfonice. Aveam niște un set de tobe imens, cu pedale duble, cu draci, cu două chicuri, cu pana mea, deci imens. Fiecare în cutia lor, fiecare deci de cărate scos de acolo. Aveam backdrop, Nici nu știam că zice backdrop la steagul la care îl pun în spate. Aveau și ei, nu mai aveam niște side drop-uri la fel de pus pe scenă. Aveam niște pompe de fum care trebuiau puse pe scenă au fost trei. Una s-a stricat -a din spate, au rămas două. Aveam ampuri, două ampuri de chitară și un amp de bas, la fel care scoase din cutiile lor, puse, mutate. Deci era de muncă acolo. Nu m-am dus, cum spuneau, uh, cum spuneau și ai mei, bă, nu, cred că ne-ai dus de degeaba acolo. Dar Anina a fost, acum să zic, nu știu ce chestie, pentru că l-a descărcat, făceam toți cu toți membrii munca, l-a încărcat, făceam la fel. La în uri intra mai prima dată, după care intram noi undeva între orele, să zic, 4 și 6 după masă, a intrat Sam la asta ca medie. Iar la 6 și 7, 6 și 7 aveam și noi o oră de soundcheck, din care jumătate de oră ne lua să punem totul pe scenă, pentru că la noi era de montat tobe pe care le montam în fața scenei și după care le căram cu recuri și le repoziționam acolo pe scenă. Ampurile, pompele de fum, cum am spus, backdrop-ul, fie punea puneam eu, fie mă, trebuia să mă angajez, să mă asigur că cei din locație reușeau să facă lucrul ăsta Și făceau ceea ce li se cere și ceea ce aveai nevoie Și în general lucrurile au mers foarte bine din punctul ăsta de vedere al comunicării cu oamenii de la scenă După care începea să un după care începea un fel de cină, după care să zic așa, începeau concertele, începeam noi, după care începea Sama, mai ora de terminare, era între 10 jumate, 11 jumate, în funcție de locație. când cântându-se, repet, zi după zi, adică și în weekend și în luni, și sâmbătă, și mai departe, deci ajungem în Brno, unde am văzut și o câte scule avem, le-am înșirat pe acolo, foarte mișto locația, mie mi-a plăcut foarte mult locația aia, ca și client, ca și cum aș fi parte din, dacă aș fi consumator, dacă aș, fi, dacă aș veni doar să consum muzica respectivă, a fost foarte, foarte primitoare așa. Locațiile, vreau să mai spun încă o dată, au fost de două tipuri și cam așa sunt locațiile, cred că peste tot locațiile astea mai mici, locațiile nu foarte mari, deci locațiile 500-1300 de oameni pe acolo, în funcție de câți oameni aduci, câți oameni au cumpărat bilet, câți oameni o să-ți vină. La concert, locațiile în Europa sunt de două feluri. Sunt locații ultra-centrale, care mi-im plac foarte mult, dar care sunt fie în anumite blocuri, în anumite scări de blocuri, în anumite chestii în astea, pasaje ascunse, și care când ajungi acolo, deci ajungi dintr-un centru foarte mișto, foarte civilizat sau lângă un centru, străzi faine, curățenie și mai departe, cum e în toată Europa asta, centrală și de vest. Eu îi zic mai mult centrală, că nu numai de vest. Da, uh, practic. Uh, chestii în care e mai greu pentru un autocar să pacheze, e mai greu poate pentru tine cu sculele că trebuie să le mai iei pe un lift, le mai uși pe scări, le mai așa, le mai și la duș și la întors, deci tu trebuie să pui totul, să înșiri totul și să, după aia să strângi totul și să fii gata de plecare la următoarea locație sau sunt locații pur și simplu la mama dracu total la afara orașelor, în foste, hangare, abatoare, morți, răniți și mai departe, unde este mai ușor, unde sunt mai mari, unde sunt uh, loc mai mare pentru a desfășura sculele și mai departe, dar care nu-ți permit să vizitezi. Eu acum fiind țăran de la oraș sau de la țară, în problema de aici, din satul cu blocul Târgu Jiu, eu voiam să mai și văd locuri, adică voiam să văd și în Germania, voiam să văd, citești acolo, Paris, München, Berlin, Morții Măsii, orașe, Arnem, Olanda, căcat, bă, vrei să vezi, adică ai zi, zis, crezi că gata, te duci și vezi. Și nu a fost deloc așa, însă pot să spun că am și văzut lucruri. Deci asta a fost de cu Brno, frate, în Brno primul concert, prima chestie demențial, foarte mișto, de precizat, mâncare, deci pe, pe faza de mâncare totul era asigurat de locații, însă ei nu, cum să spun eu, nu stăteau, adică nu aveau uh, o restricție la calitate sau la lipsa de calitate a mâncării. Și în principal tu ajungeai să zicem între orele 12 și 2, la 2 descărcam, de la 2 după masă trebuia să descărcăm tot ce aveam în autocar, toată lumea descărca acel trailer din spatele autocarului, descărcam sculele, luceam fiecare pe poziții pentru ca mai multe ori să mâncăm sau mâncam înainte. Mâncam un aperitiv, o chestie, un brânzetur, fiecare ce aducea, deci fiecare locație aducea mai mult sau mai puțin în funcție de cum doreau ei să ne primească. Mai diversificat, bineînțeles, totul eu, acum este la modă să fie împărțit în vegan și non-vegan. Și așa mai departe, în general, salamuri, pateuri, tot felul de paste, creme, năuturi din astea, humusuri și așa mai departe, salate, nu știu, mai o roșie, mai o, mai și așa mai departe. Deci un fel de antreu. Asta pe la orele 2, 14, da? După sau în după nebunii, după așa mai departe, bineînțeles aveai bere, aveai vin, aveai fiecare ce ceruse. Aveam cam o sticlă de whisky toți, asta să bani fiecare zi, la discreție, asta era protocolul. După care urma, urma să zic așa, cina. Cina uh, pe la orele 19, la Brno, de exemplu, ne-au adus niște mâncare la caserolă, pentru că nu, n au stat să gătească, au adus niște mâncare foarte bună, un piure cu niște știu ce șnițele, parcă, sau nu știu, un sos cu niște paste, ceva de genul, deci la fel, vegan, de vegan, destul, de, destul de ok, iar după show, după toată treaba, după ce terminam noi și termina și Samuel, atunci venea un fel de pizza, sau mai venea o gustare, de obicei era pizza, nu s-a întâmplat prin toate locațiile, nu a fost bună prin toate locațiile, la Brno a fost foarte bună, a fost un, o pizza din aia foarte mișto, așa cu un slice, așa, știi? foarte razor-sharp, cum îmi place mie, deci cu blat foarte subțire și cu foarte bogată în ingrediente pe deasupra, cu cât mai puțină pâine, făină albă și mai departe. Asta a fost foarte mișto, deci asta a fost la Brno, primul contact, lume, undeva la 300 de oameni, lume foarte caldă, mai intrau prin uh, backstage, acum cu backstage-ul, ia să vorbim cu backstage-ul, backstage-ul ăsta, unii ziceau backstage, alții, deci uneori aveam backstage-uri uh, separate de trupe, adică noi aveam, că aveam noi, alții aveau backstage-ul lor. În alte locații, m a fost la Brno, și mai fost în multe, stăteam la grămadă și împățeam masa și împățeam, na, fiecare și împățea așa mai departe. În alte locații aveai dressing room, adică la unii, eu nu înțelegeam că e backstage-ul, care e emoție, ea, așa altă. Uneva undeva erau dressing room-uri clare, unde te poți schimba, unde poți să pregătești instrumentul să intri și mai departe, de obicei mai aproape de intrarea pe scenă, backstage-ul era în altă parte, în alte locații, pur și simplu, toate erau la grămadă. Adică acolo te și schimbai, acolo era de față cu celălalt la zmembria cu ajutoarele ca mine și mai departe, sunetii și tot asta și fiecare își făcea treaba pe micuțul lui, pe imetru, pe cât avea, pe nu știu ce. Cam asta era și cu backstage-ul. Unele locații, majoritatea, au avut și dușuri, unele aveau trei dușuri, unele un duș, unele nu aveau deloc. Deci erau Comunele aveau și mașini de spălat, cam asta e cu Europa. Deci plecăm din Brno, fraților, pe undeva pe la ora 4, pentru că a fost o problemă cu merciul de la Samael și au trebuit unii să ducă să-l ia sau nu știu, nu venisem în curier, mă rog, detalii. Am ajuns în Berlin, am ajuns în Berlin, o să mă uit acum uh, în Berlin. Deci cam asta era, deci v-am zis, scheletul, ca să nu mă repet, era, deci tu ajungeai între orele 12 și 2, că era 1, că era 12 fără, că nu știu ce, între orele 14, 14 30 se făcea descărcarea generală, luam contact cu locația, ne cunoșteam cu membrii și mai departe, cu cei de acolo din stafful respectivei locații, după care era gustarea. Soundcheck, Samuel, Soundcheck și scule, bineînțeles, noi, Diabolical, după aia cină, după care Diabolical pe scenă, 50 de minute așa, după care o jumătate de oră era de changeover între cele două trupe, unde acolo trebuia să fie destul de, de dibace, deci acolo trebuia să degajezi tot terenul dacă se putea, unele locații aveau loc în care să degajezi toate tobele și toate nebunile, altele trebuia să te chinui, să le lași pe holuri, să dezmembrezi la ele, ideea era să desfaci, să eliberezi scena respectivă, pentru că în locul tobelor veneau sintetizatoarele și tobele de la, de la Samuel și na, luminile lor erau deja pe scenă, unele chestii, trebuia dat jos backdrop și așa mai departe. Deci nu eram nici mare chestie, dar cu cât locația era mai mică și mai restrictivă la acest changeover, cu atât devenea mai challenging pe undeva. Deci atunci trebuia să improvizezi, trebuia să găsești locuri, trebuia să te mai ajute și membrii și așa mai departe. Bun, mă luat ca la Brno, super tare, prima mea experiență. Ajungem la Orvo, Orvo House în Berlin, în Berlinul de Est, undeva, fraților, mi aduc aminte, o să mă uit așa puțin și pe poze și pe galerie, dacă, pentru că o să pun, adică în timp ce vorbesc o să vedeți imagini, filmări și așa mai departe cât se poate. Abar n-am cât de, de mult, cât de lung o să fie chestia asta, nu știu cât o să pot vorbi în chestia asta. Uh, da, hai să văd unde naiba sunt restul de chestii. Da, 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 da pe aici pe undeva. Bineînțeles că nu sunt în ordine, o să le dau în ordine. Am ajuns la Berlin, într-o locație de-asta, la Mama Dracu, printr-un catier prin ceva bloc unde se cânta. Pana mea n-avea nicio legătură, deci n-am vizitat niciun Berlin. Uh, problema la mine era că eu începeam să răcesc și am fost răcit în acest turneu, cam 12 zile, din care vreo 6-7 am fost foarte, foarte rău răcit, cu febre, cu nebunie cu chestii de genul. Deci mie mi-a fost, uh... mi-a fost destul de dificil să fac față la chestia asta, dar dacă m-aș fi retras câteva zile sau o zi, două în autocar și să nu mai fac nimic, cu siguranță că m-ar fi distrus psihic și nu, eu vreau să fiu acolo, vreau să fiu în mulțime, vreau să fac ce se întâmplă, să, chiar dacă, repet, urma să asist cin de 18 zile la aceleași două concerte pe care le vedeam în fiecare zi, deci în aceeași ordine, din aceeași piese și așa mai departe. În Berlin, fraților, mi-aduc aminte, nu găsesc poze acum, dar o să, o să încerc să le găsesc. Mi-aduc aminte, frate, am găsit sticle de alea de Coca-Cola la, parcă la 033, la navetă, cum erau pe vremuri, cum erau prin 95 la noi, asta m-a uimit. Ăla era ceva locație de biker și mai departe. Totul a mers destul de bine și acolo, la fel am avut ceva backstage împreună cum am spus, eu începeam să răcesc, începeam să-mi dau seama că am ce trebuie de descărcat, că am ce trebuie, eu acum spun acum, că, acum, acum am știu, dar atunci nu știam nimic, era a doua oară, da, păceam și o puneam și o bâna pe tot ce prindeam ca să fac ceva, să mă implic și mai departe. Bun. Mm. Și fraților, Berlinul de Est, băi exact Berlinul de Est, adică mi s-a părut așa, mi s-a părut niște contraste fabuloase și în cele câteva blocuri, cele câteva, câteva clădiri, mi-au ceva aminte de Goodbye uh, Lenin pe care l-am că am cursat o înainte, știam de el și nu l-am văzut și am să-l văd acum, l-am văzut cam cu câteva zile înainte să plec în tura asta. Foarte tare filmul și mi-am adus aminte de contrastele alea. Da, păi ce n-au mai volat? Au mai volat uh, două tupe de black metal s-au băgat cum a venit și ele pe scenă, adică în programul respectiv. Una din ele foarte mișto, niște băieți, niște olandezi, ceva vrang, vrang se scrie treaba respectivă. mi au plăcut maxim, bă, toți îmbrăcați cum trebuie, pictați pe față, nebunii, tematică din aia, probabil, din al doilea război mondial. Chestii foarte, foarte șmechere, deci foarte bine oamenii. și au mai fost unii, după care am intrat noi, după care diabolică, deci diabolică și s mai la asta a fost totul. Cina a fost o mizerie acolo, deci eu acum să spun chestiile care au fost pentru o chestiile care n-au fost, o să încerc să punctez așa chestiile, nu știu, extreme, cum mai veni, să vedem. Cina, nu știu, ne-au adus ceva gătit niște din alea, au cum au chestiile alea, tabla așa care, ca să pentru încălzit, pentru ca să țină mâncare caldă sau ceva de genul ceva cu conopide, cu ceva rău, oricum ceva rău. Mie mi-a plăcut, unul mi-a plăcut, mie nu mi-a plăcut. N-a excelat foarte mult nici pe timpul zilei, acel aperitiv, acela întreb de care vă spuneam. Chiar la pizza pe seară nici nu mai țin minte ce n-ai mâncat, ce, cum, ce, cum și ce a fost. Habar n-am, frate. Hai să mergem în Olanda. Acum vin două locații în Olanda. Prima parcă a fost Arnem. Uh, Arnhem. Da, am, cânt, am cântat la Vilemen, în Arnhem, în Arnhem, la fel, în centrul orașului aproape, deci lângă centrul orașului, o locație la fel băgată într-o clădire din aia veche, la fel cu lift, trebuia să urcăm, trebuia să nu știu ce, la fel masă, la fel toate cele bune. Asta a fost ziua în m-am simțit cred că cel mai rău, chiar am luat câteva, câteva zile pauză, lumea destul de mișto, oamenii destul de mișto, câteva ore, pardon, pauză eu eram la modul unde vedeam un șervețel, unde vedeam o bucată de hârtie asta, să-mi sufru nasul, nu curgea, deci eram efectiv într-o hemoragie de asta de muci nazală, cumplită, febre și mai departe. A, da, Arnem la Vinemen, foarte, foarte faină locația centrală, foarte șmecher, mie mi-a plăcut, na, ce să zic, uite, distanța între Brno, Arnem, 6 ore 27 de minute, deci aveam distanțe și distanțe. De exemplu, dacă, de exemplu, uite, între Anem și Aihov vom avea o distanță de o oră și două minute, că sigur o să mă întrebați cu vizitatul și asta mă gândeam și înainte. Bă, dacă avem distanțe mici, gen o oră, gen 70 de kilometri, 100 și ceva de kilometri și mai 100 de kilometri, de ce nu ne ducem mai devreme? Nu ne ducem mai devreme, nicăieri, pentru că nimeni nu te cazează, nimeni, pardon, nimeni nu te primește la ora 8 dimineața sau la 7 dacă te ajunge tu. Lumea te prim, începea să te primească în locul de parcare sau primii oameni care veneau la locație și veneau cu ora minim 13. Și atunci tu n-aveai ce face decât să n avem un să lași autocarul, cam asta era chestia. Dacă, de exemplu, aveai de condus o oră, atunci autocarul, tu terminai să zicem, terminai pe la 12 noaptea, cu tot, cu concert, cu încărcat, cu duș, cu nu știu ce, și atunci adormeai în autocar până la 8 în aceeași locație, înainte să pleci, știi, adică în locația veche, în orașul veche. Nu se ducea nimeni mai devreme ca să vizitezi tu nu știu ce, pentru că cu vizitator oricum n-a vizitat nimeni nimic, în afară de eu, tobarul la Diabolical și cu, cu prietenul Paul Basistul, deci noi ce am mai vizitat, în rest nimeni nu s-a mișcat de acolo, oamenii sunt profesioniști, oamenii fac asta de o viață și atunci au văzut, probabil, toată Europa, Probabil în vacanțe, nu așa pe fugă și așa mai departe. Dar, na. Ajungem în, da, Eindhoven, la FNR, o locație superbă, o locație din asta construită așa pe niște baie de metal, foarte șmechere, cu etaje, cu nebunii, cu vizibilitate, cu o panoramă extraordinară deasupra sus la, la backstage-ul nostru. Ne-am plimbat, deci prin ne-am plimbat, a fost ploaie, a fost cam prima mea plimbare timp de o jumătate de oră, 40 de minute. Noi aveam, deci aveam practic, timp ca să te plimb, să zicem că ajungeai de la, poate ajungeai la 12, da? ajungeai la locație la 12. Eu mă trezeam până la 10 prin autocar, începea, ne mai întâlneam jos cu oilați de la Samael cu ai din grupul lor de suport, mai o cafea, mai nu știu ce, mai nerăbdarea aia, mai te uitai pe geam să vezi peisaj, să vezi că eu nu fusesem niciodată prin Europa, adică nu am fost niciodată în țările astea până acum. Și atunci a, că am pe la 12 și de la 12 pe la 2 zicem că aveai timp să dai repede o fugă dacă era aproape, să faci un tur al orașului, să vezi ceva, să faci ceva, să te îmbogățești vizual, sufletește, să te încarci, că pe mine asta mă încărcau, cum făceam o plimbare de asta, după aia efectiv munceam 12 ore sau adică eram, munceam, eram acolo, trebuie să fie acolo fără probleme. Deci era asta de la 12 pe la 2 și a mai fost fereastra, să zicem, de la un, să zicem, două jumate după ce, desc deci după ce mâncai și descărcai sau descărcai și mâncai, cam pe la 14-30, până pe la un 5-6, deci cam pe la 5 jumate, la 6, la, practic la 18 începea sau un în ce cunosc, uneori s-a mai terminat mai devreme, deci cam pe la 5 jumate, deci mai aveai 2-3 ore, să zicem așa, dacă făceam prin baia de la 12 pe la 2, nu mai mi-ar dat de prin și atunci preferam să stau pe la bere, să mai stau să socializăm, să mai o caterin cu orice, o cioacă, o aia știți cum este. Am cântat în Icon, la FN, foarte mișto, foarte mișto și locația asta, fraților. Uh, trebuie să văd dacă am ceva imagini, bă, nu eu și eu să schimb. Eu mă așteptam să schimb mai repede, mi-am pus aici, dar nu cred că, nu cred că eu eu, Nu, mai puțin să dăm o sortare după, nu știu. Să încercăm să dăm o sortare pe aici, să vedem, poate mai văd o imagine, poate mai mi-aduc aminte de ceva. Da. Deci, cum am spus, o super, ă, asta am urcat cu liftul, foarte, foarte șmecher, da, bere mișto, ne-au dat, uneori ne dădeau bere faină, uneori ne dădeau niște gunoaie la cel mai ă, ieftin preț, pentru că ei nu erau obligați să-ți dea ceva de calitate, erau obligați să dea un număr minim de bere, unele locații, de exemplu, să deau cât vreau ei, puteau să dea triplu, tot ce nu se consuma, la un autocar cu noi și am avut bere foarte multă și în și pe timpul deplasării. Pentru că o zi de 24 de ore, fraților, o zi de 24 de ore, în, în principiu se cam desfășura cam între 10 minim și 12 ore să te în autocar. În pat, pe jos, pe la cafea, fie că te deplasai, fie că nu, fie că vrei să trea, să dormi, clar, pentru că nu ai fi rezistat altfel. Bun, în Eichhoven, cum am spus, am profitat de, de o fereastră de vreme bună și m-am plimbat cu Paul câteva zeci de minute, aproape o oră, pe acolo prin centru. Am, na, ne-am holbat la bisericile alea, mișto, la zecile de bicicliști care treceau pe acolo în viteză și care... Uh, unii țineau cont, unii țineau cont, de nimic, o țară de bicicliști. Și destul de mișto, zic eu, totuși treaba asta. Am și mâncat ceva sandwich cu ceva bere de-a lor locală în, uh, în oraș. Uh, da. Și ajungem, fraților, în Luxemburg. În Luxemburg. Ajungem, stai așa să vedem cum se numește locația din Luxemburg. Bă, ce că trebuie să schimbă între astea. Se numește, uh, orașul se numește Esch sur Alzete un oraș care vorbea franceză, deci în Luxemburg, și am cântat la Cultur Fabric, o locație destul, destul de făinuță. Ne-am plimbat puțin pe micuțul orășel, n ce să vezi, eram departe de adevăratul Luxemburg și așa mai departe. O locație care era, nu știu ce, patrimoniu, era fost, un fost abator, ceva de genul, în care încă se mai vedeau, se mai înzăreau chestiile alea pe linia de producție, hucurile alea, crâligele și așa mai departe. Transformată, bineînțeles, într-o locație de evenimente culturale, pentru că așa se întâmplă în Europa civilizată, toate chestiile. Și cum sunt și cu abatoarea de vaci și cu tot ce eu, sunt convins că în maxim 67 ani, mai 10, toată lumea nu o să mai mânce carne, deci nu o să mai există nimic organic pe planetă, sunt convins de treaba asta sau o să fie ceva foarte, foarte greu de găsit, mai ales în Europa și în țările civilizate și așa mai departe. Bă, aici ne-au adus băieții cea mai mișto bere, deci aici lumea efectiv era, era senzațională, deci totul a mers foarte, foarte șmecher aici. Nu mai țin minte dacă eu am și pe la partea de merci. Ba da, aici am pe la partea de merci unde ai prima dată, pentru că tipa respectiv a plecat și urma să mai vină peste alte câteva zile. Și atunci eu ar trebui să, iau și, să preiau și partea de merci. Nu aveam foarte mult merci, dar trebuia să stau acolo. De obicei merciul se vindea la începutul concertului. Adică open doors de obicei era cam cu jumătate de oră, 40 de minute înainte de a începe Diabolical, totul se desfășura la ore fixe, adică nu exista că se întârzie, nu s-a întârziat decât la via la festival, la vremea atunci și cam asta. Ne-au adus oamenii o bere senzațională, deci pe lângă primirea, pe lângă mesele, pe lângă calitatea brânzeturilor, calitatea și diversitatea pâinilor și adică ei mănâncă foarte multe pâine, am văzut și în Olanda pâine, ouă și mai departe nu, aici frate era pâine inclusiv cu proteine 26%. brânzeturi mișto, mezeluri mișto, chestii, creme foarte, foarte fine totul era produs în Luxemburg, berea respectivă, era și aia produsă tot în Luxemburg, la o, la o berărie, la undeva la 80 de km de acolo. Deci eu spun chestiile care îmi plac și chestiile pentru care, na, și eu susțin lucruri uh, de genul berea, berea, Simon Pils. Absolut extraordinară. Ne Au avut trei feluri de bere. Bineînțeles, mai erau sucuri, mai erau pe care, chestii pe care nu le beau. Dar Simon Pils a mai fost ceva vice din, uh, din ce țin eu minte. Da, uite, Blanche Cult. O bere vice, o bere albă. 100% craft, 100% nefiltrată, 100% neprocesată și mai departe, deci impecabil. Asta am avut noi de băut și au fost foarte multe, deci plângă că era o bere de calitate, au fost foarte multe, am avut în autocar multe zile din berile respective. Eu în ziua aia cred că am băut 20 de sticle de genul ăsta și încă mai erau la modul ăsta. O altă chestie mișto, că uite văd aici o poză foarte tare, bă, ceea ce a susține și eu și la noi și ar trebui să fie o lege, Bă, în multe locații era chestia asta, uite, indice Hall, maximum 102 decibeli. Deci totul, uh, deci sunetul, cum să spun eu, volumul general al întregii producții și pula mea, trebuia să nu depășească chestia asta, ce mi se pare foarte bine. Pentru că sunt atâtea trupe și atâția suneti și mai departe, care efectiv dau totul tare și se creează un zgomot și un haos de nu mai înțelegi, nu mai există nicio separație, nu mai există nimic trupa este efectiv o agresiune și un zgomot, indiferent cât de bine sună pe, în studio sau pe album sau așa mai departe, nu, aici erau locații de genul, una din ele a mai fost și în Elveția, țin -mi minte, au mai fost locații unde 102 decibeli. De, de precizat, faptul că noi nu, noi nu aveam nici luminiți, nici sunetiți, deci ăia sa mai l-aveau pe lor, noi mai noi trebuiau să vorbim cu, de fiecare dată, să le explicăm celor de la casa respectivă, deci de la locația respectivă despre ce vorba, cam cum vrem să facem cam cum trebuie să sunăm și sau un ce ăla de o jumătate de oră, dintr-o oră, o oră montam alea, jumătate de oră așa, bă, am reușit foarte bine, zic eu, să ne auzim foarte bine peste tot, asta a fost, a fost o... Bă, deci Luxemburg o super primire. A, nu știu, ceva paste cu ceva vită, ce, faine, faine, niște paste din alea, niște noodles, practic, niște tăieței de alea, aproape ca tăieței de casă, tot carbohidrat, tot nenorocire, dar, bă, organici, mișto, destul, destul de fain, adică mie, mie chiar mi-a plăcut uh, cum am fost primiți. În Luxemburg totul a fost de super calitate, tot, 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 totul a fost ce trebuie și producție locală. Și uite că se poate, bă, și în capitalism și ne poate să aduci produsele tale chiar și în Uniunea Europeană și mai departe. Și mie mi-a plăcut treaba respectivă, bă, fraților, ne mutăm la München, bă, la München, <coughs> backstage, cultul Centrum, o chestie total, total la ieșire din orice oraș, Nici nu știa în ce ești. Am ajuns acolo, o locație faină de concert, într-adevăr, dar uh... Zic, bă, cum facem să văd și eu nu și mai departe? Și norocul a fost că tobarul de la Diabolică l-a avut nevoie de o China, de un, zi, de un cinel de tip China. Și atunci a, a, el a luat trenul, a mers, a dat așa pe fugă, a mâncat un vârst din ăla, a văzut centrul nu a mers la magazinul, un magazin de muzică imens, cum sunt și pe la noi prin București. Cam asta a fost la München. Deci... prima dată când am vizitat cu adevărat ceva, bine, hai să zicem că am vizitat, deci am vizitat până acum în Arnhem, cât de cât am vizitat în Eichhoven și în München. Ajungem, fraților, la, la, Regensburg, acum un oraș foarte fain, un oraș care trebuia să fie, care a fi meritat să fie vizitat, tot în Germania, bineînțeles, locația era la Mama Drag, nu n-a mai luat nimeni niciun tren, N-a fost nici cine știe ce lume, nici cine știe ce mâncare, după mine cam cea mai slabă experiență nu pot să, nu pot să zic că, nu știu dacă am foarte multe amintiri mișto de acolo, destul de, destul de, ciudățel să spun așa. cum am zis lume puțină. Apoi am ajuns în Italia la San Dona di Piave, un, un oraș, o localitate de asta foarte mică, aproape de Veneția, la Club Revolver. Nici aici foarte multă lume, undeva la 150-200 de oameni, dar lume călduroasă, lume primitoare, lume care te întreba o, ce. Eu încă mă ocupam de partea de merchandise, deci pe lângă faptul că trebuia să car chestii și mai departe, în timpul între concerte și mai departe, să te am și la merchandise, lumea intra foarte mult în vorbă cu tine. Te întreba, dar unde vă duceți, de unde veniți, dar cum e în turneu, deci chestii, oameni, oameni curioși, au stat... Uh, cu noi de vorbă și după concerte și și destul de destul de fain mai greu cu sunetul respect noi cum nu aveam uh, nici sunetiz, nici luminist dedicat deci practic ne bazam pe uh, de fiecare dată pe oamenii pe care îi avea loc locația asta era o genul ăla de locație în care uh, un practic un singur om practic patronul se ocupa și de sunet la soundcheck și de sunet pe timpul concertului și făcea și niște lumini Na, dar uh, respect am ieșit n-am ieșit rău deloc Uh, mai era problema iar cu pompele de fum. Cum am zis, pompele de fum necesitau uh, surse de alimentare separate, de obicei care să nu fie pe aceea siguranță, pe aceea sursă cu sunetul și cu restul ampurilor și cu restul de chestii, pentru că riscau să cadă, să puște siguranța cum ai venit și să te lase în beznă totală ceea ce nu ne-am fi dorit, lucru care nu s-a întâmplat. Am ajuns apoi în Elveția, la Veții, cu la fel un orășel micuț, l-am vizitat într-o oră, am dat o tură pe acolo, Hall of Fame se numea locația respectivă. Uh, un bar din ăsta gen Hell's Angels, cred că cred că îl ținea. bar de casă de biker. Uh, dar discret, adică nu vă imaginați că na, e pe acolo, lume foarte, foarte, foarte ok. Deci de la, de la primire, la tot ce, ce s-a putut acolo, loc de fumat înăuntru separat lângă scenă, foarte mare, amenajat totul șmecher, oameni fine piece de mișto. Oameni care au rezonat cu concertul au venit să vadă mai au venit să le vadă și pe noi din curiozitate. Deci destul de fain, destul de fain a și civilizat în, în Elveția. În Elveția când ajungeți să vă închideți datele sau internet sau ce aveți, pentru că se plătește foarte mult, lucru pe care l-am plăcut și noi de mâncat, de băut, n-am consumat nimic, am zis să țin o zi, să țin un 24 de ore de fasting, așa. De fapt au fost 48, că dacă stau să mă gândesc, ultima dată am băut în Italia, am băut niște vin, pentru că berea era foarte, foarte, era mizerabil ce ne-au adus, am băut niște un vin foarte bun. Cu răceala, în continuare, începeau să dau semne de ameliorare, dar nu, nu foarte rapide. Și atunci am... Am zis că țin o zi de fasting și practic am mâncat ultima, următoarea masă, am mâncat-o la Lyon. La Lyon, fraților, aici s-au întâmplat uh, niște chestii, la, la Lyon, de fapt, în ville -Urban. era o fel de suburbie a Lyonului, deci nu, n-am văzut niciun oraș, n-am văzut nimic, o suburbie plină cu oameni dubioși, cu de toate coloraturile, toate destul de nașpa pe stradă, unii ascultau muzică, unii fumau, așa un circ, ce ce o să numea locația. Aici s-au simțit plan, niște chestii destul de, de fani, și cred că cea mai, na, să zic așa, tensionată uh, situație din, din tot turul ăsta a fost atunci, pentru că... Uh, bă, efectiv, înainte să ajungem, deci obicei până ajungeai, până de, de, de obicei, nu știu, te culcai până la ora 1, 2, mai stai prin autocar mai bai ceva mai nu ce după concerte sau deja când se punea mișcare sau nu se punea mișcare în funcție de unde trebuia să ajungem și... Eu mă trezeam pe la 8, 9, mai stăteam pe la o cafea, mai nu știu ce și au țin bine că pe la 11 m-am uitat, bă, mai avem cam o oră și un pic sau ceva de genul până ajungem și m-am zis că mă mai duc, mă mai pun un pic în pat și m-am trezit fratele singur în autocar pe la un 3, 45, așa un 15, 45 și toată lumea descărcase totul și mamă și am zis, aia, las că asta a fost. De unde, frate, că culmea că și alți doi membri de la noi din trupă, deci noi cum eram 5, pentru că eu mă, în continuare mă ocupam de merci, noi eram 5 cu toții, 4 membri și eu, de la noi, din la descărcat și la asta, am fost doar doi oameni au fost. Basistul și cu tobarul. Pentru noi, alții, restul, cum dracu ne-am la somn, nu ne-am trezit. Și o locație de asta stântă, printre blocuri, s-a descărcat în ploaie, deci a fost circ. Iar ăștia de la Sama, s-au supărat pe noi și nu ne-au mai lăsat să facem, uh, să facem soundcheck sau nu știu ce. De fapt, nu, nu ne-au mai lăsat să punem tobele unde le puneam de obicei pe mijlocul scenei și atunci și-au montat ei chestiile respective, le-au lăsat montate și noi le-am pus undeva lângă. Dar asta a fost așa de fan, adică nu, nu vă imaginați chestia, pentru că relațiile între noi au mers între oameni de atâtea etnii și chestii care nu am cunoscut niciodată, au mers excepțional, adică efectiv cu atâtea, adică lumea asta metalului sau a nu vă imaginați că dacă toți ascultăm aceeași muzică, nu ascultă nimeni aceeași muzică, toți avem apucături și stiluri diferite și fiecare am crescut cu niște trupă și vrem aia și nu ne placă el și mai departe, suntem foarte, foarte fucking diferiți, deci foarte diferită chestia asta, nu e cum, cum ar de lumea că suntem toți uniți, că nu e așa, bă, dar aici chiar am fost toți uniți. Cam asta e la Lyon. La Lyon uh, am mâncat cea mai bună masă, ever, poate din lume. Deci, uh, n-am mâncat prânzul, când mă sătureasem să văd brânze și, ba nu, au, au fost ceva brânze cu mucegai, au fost ceva chestii, mi se pare că am dat un pic dar la cină, fraților, un somon au adus pe un șef, ca eu la zgătea, au pus masă frumos, de nu să mai mânca la grămadă și mai departe, au pus masă cu pahare de vin, cu totul, totul acolo, cu tacâmuri, cu frumos. Te duceai, comandai, pac, îți a ca la restaurant, la zgătea atunci, în direct, îți făcea el top, ăsta, topping ul plating-ul atunci, în direct. Deci am făcut un somon excepțional cu ceva, ceva legume foarte mici, tot trase la tigaie, un gust excepțional, deci organic, fantastic, fantastic, deci somonul în tot platingul ăla, ăla era pus în valoare, asta te-a făcut exact ca la fotografie, bă, când, și când gătești la mizerie și mai departe, exact ca la fotografie, ai nevoie de un subiect, deci subiectul ăla trebuie, ăla trebuie să-i pate, ăla trebuie să fie, ăla trebuie, să iasă în evidență, la trebuie evidențiat, așa era aici, restul sunt chestii de decor care doar uh, mai fac un acord fin și coloristic și din punct de vedere al gustului și mai departe. Pe partea cealaltă gătise o vită foarte șmecheră, deci avea o vită, o carne de vită gătită, excepțional, cu un sos cu ceva ciuperci, un sos brun și cu niște cartofi lângă. Mi-au luat din ambele, a fost, fost, cea mai bună masă, deci am fost primit senzațional la Lyon. Uh, lucru care n-a să se întâmple la Paris. La Paris am ajuns pe malul Senei, la Petit Bain. La Petit Bain este un, practic, un fel de hotel plutitor, cum s-a numit prin Delta pe malul Seni, în care am și cântat, în care cântă foarte multe tu o locație micuță, nu-i poate mai tot așa undeva la 150 de oameni. Fraților, astăzi cântăm la hotelul plutitor, Petit Bain, pe malul Seni. Hai să vă mai arăt câteva din uh, minunățile astea Hoteluri, restaurante plutitoare A bord de la Seine Poduri de-astea și Chestii mai Șmeche rău uh, Splendid arăta atunci am dat și o tură rapidă cu ceva uber doar până la uh, turnul Eiffel și înapoi, deci ne-am dus și ne-am întors înapoi. A fost uh, pe super repede înainte, tot așa între 12 jumate și 2, până la 2 am fost înapoi, doar să vedem turnul Eiffel, tot noi trei. Și na, am rămas și cu chestia asta. Am văzut turnul Eiffel, am fost acolo. Ce să am văzut câți românii au pe acolo la port și așa mai departe. Dar, uh, na, de la fel, când ne vezi prima dată, practic eu în toată tur. asta n-aveam decât de câștigat și dacă venea ceva bine, dacă nu venea ceva, iar bine. Deci nu mă stresam cu nimic, până la urmă. Lume, faină, masă, nu mai știu, pe seară, tot așa, am comandat ceva de sus de la restaurant, am cercat ceva asiatic sau vietnamez, de fapt o chestie asta care nu mi-a plăcut, ceva, cu niște chestii care erau și crude cu o vită care era tăiată foarte mărunt, mă rog, destul de ciudățel treaba respectivă. Apoi ne-am dus în Nant, la Nant, frate, trebuia să cântăm în warehouse, într-o locație mai mare, dar cum la fel nu s-au vândut foarte multe bilete, ne-am mutat la Ferraiur. La Ferraiur este o locație tot așa pe malul Loarei, parcă, deci asemănător, dar nu plutitor, deci din asta, nu foarte departe de oraș, am fost, am vizitat ce am putut prin Nant, m-am plimbat pe podurile le am văzut ceva biserici, ceva centru, un oraș splendid, Nantu, și mai erau de văzut. Lume, deci lumea, locația a fi foarte, lumea a fost foarte, foarte călduroasă, foarte aproape, sau au a fost demență. Deci, efectiv, a fost demență ca responsabilitatea publicului și mai departe. Backstage era o mizerie, era o chestie foarte îngrămădită, nu avea loc mai mult de 5-6 oameni. Undeva deasupra, pe niște scări un singur duș, o masă de căcat ca la pușcărie cu niște orez din la fiert acolo cu niște morcovi, nu mai știu, deci nu a fost, -a fost deloc ce trebuie, oamenii na, atât au putut, ce să zic, nu, eu nu mă plâng de ceva acum că nu m-am dus să mă îmbuip sau așa mai departe, dar facem și o chestie de asta, că și asta face parte din cultură și așa mai departe. Am ajuns în Belgia la Hasselt, la Muzico Drum, unde, da, am avut timp să ne plimbăm, puțin prin oraș, un, orășel orașel făinuț, dar nu spectaculos, la fel în Belgia. Aici am cântat în ceva locație, era un fel de școală din asta de, de muzică pentru elevi, pentru ceva de genul foarte bine dotată, foarte fain dotată, foarte mișto și scena, foarte mișto și oamenii și aici. Uh, nu mi-aduc aminte să fi fost ceva, nu știu, ieșit din comun sau așa mai departe, să fi fost ceva care să ne supere cu ceva, nu, pur și simplu a fost fain, a fost, asta este într-o zonă în care se vorbește acea flamandă, acea, un fel de olandeză, de fapt, deci nu te descurcai decât în engleză sau în limba respectivă, nu, ai noștri, deci lu sunt vorbitor de franceze, sunt undeva de pe lângă Sion, Sion este o zonă, un oraș în partea de vorbitoare franceză a Elveției și, by default, toți vorbeau franceză, știau și germana, bineînțeles, știau și un pic de italiană, din ei, <coughs> dar limba de bază, limba, limba lor maternă, era franceză și atunci lor a fost foarte mișto să se înțeleagă și cu cei din Franța și mai departe și chiar și în Germania, repet, având cunoștințe, cumva erau privilegiați de, de chestia asta și e mult mai mișto când ai o discuție în limba locală, decât de, merge și în engleză, dar, ce să zic, interesant oricum interesant și, și experiența din, din Belgia după care urmau concertele din Germania dar o să mă uit să văd dacă prin Belgia nu mai știu ce bere mișto am băut parcă să zic am băut ceva fain, dar nu, nu mai rețin eu da, nu mai știu ce am băut dacă am băut ceva fain parcă să zic că am băut ceva fain, parcă să zic da, am băut ceva lager de lor, dar nu berile la belgiene la care mă așteptam eu, deci nu au sărit oamenii chiar atât, Ne-au adus ceva comun, o bere roșie, o bere mișto uh, și la discreție, adică pentru toată lumea a fost așa, am ajuns, da, la, deci de la Vețicon, nu, de la, am putea să zic, la Vețicon din Elveția, eu n-am mai preluat partea de merge, că s-a întors tipa respectivă și atunci am rămas cu băieții, cu scena și cu, na, da, oricum le făceam și palea, dar nu mai eram și la mergi, nu trebuia să mai mi-aranjez, să mai îmi strâng și alea. am ajuns, da, urmau trei concerte în Germania, Essen, Leipzig și Erfurt, frate la Essen, la Turok, ne-am plimbat, Uh, mișto locație și aici. Ne-am ne -am, uh, ne -am plimbat. Eu să-mi duc bine aminte. Fai, nu nu, la ESA, nu. Locația era centrală. Locația era centrală, era chiar lângă o biserică. Mi-am adus aminte. Am mâncat și un kebab bun, am dat și o tură destul de lungă. Iar pe la un magazin de muzică au fost și ăștia doi. Ne-am plimbat. M-am plimbat eu singur, m-am întâlnit cu ei, ne-am întâlnit la kebab. A fost fain. Nu, nu, era spectaculos, dar, dar destul de mișto și ăsta. Leipzig, la, la fel, la Hellraiser o locație exact tot așa la mama de aia, cu uh, o locație cu două, trei scene. Deci vreau să mai spun, erau genul ăsta de locații cu scene mari, unde cântă și tu pe mari. Uh, dar dacă tu, de exemplu, n-ai vândut sau ai vândut doar 300 de bilete sau ai la pre nu știu, 150, 200 și mai bine 50 așa, n-avea rost să iei scena, să ocupi scena de 1000 de oameni și atunci îți dădeau, puneau la dispoziție o scenă care să pară plină, o sală mai mică, oameni mai puțini și cu chirie mai mică, probabil, evident. Dar foarte multe locații, unele din ele aveau două, trei scene, adică puteai să evoluezi și pe unde vin nume mai mari și așa mai departe. Dar la ei așa fain în, oraș, destul de, destul de mișto, începea să mai intreacă și mie din răceală, din boala asta nerocită. Leipzig, o am zis, la Hellraiser, da, așa și așa. așa. Erfurtul rămân cu poate cea mai frumoasă, uh, să zic așa, amintire, un oraș splendid. Am luat, am luat ceva tramvai, era asta locație, era undeva într-o casă lângă un supermarket. Uh, nu anunța nimic, dar în momentul în care efectiv o casă, la momentul în care intrai în casa aia scenă era destul de mare, destul de primitoare, destul de fain și oamenii, dar uh, și regizi în același timp, adică dacă cereai ceva, bă, vreau să fac aia, vreau să schimb aia, vreau să dau aia la o parte, vreau să pun pompe de fum pe dar avem pe ale noastre, da, dar noi le avem pe ale noastre, avem și au nostru care au așa jet și care se duc când la păți la pedală și până pe mea a făcut parte din scenografia show-ului respectiv. Na, uh, ce să zic, orașul splendid, bă, era făcut deci un oraș superb, cu multe chestii gotice, biserici, clădiri, totul impecabil, multe tramvaie, deci un centru senzațional, nu e nici plin de imigrați, nu e nici plin de jec de cercetori prin orașele mai mari, deci un oraș fabulos, fabulos a fost asta, am două ore, cam așa ne-a să, să, vedem ce e de văzut în timpul respectiv. După care a urmat uh, Viena, fraților, la Viena, la Viena, fraților, cântam la Viena Metal Meeting. Aici, a, aici au sunt niște chestii <laughs> destul de fani, am ajuns, uh, am ajuns la locația respectivă. Era ceva strada, nu știu, Baumgasse sau ceva de genul 80, undeva spre ieșire. Dar, băi eu totuși îmi doream să văd și eu din Viena, adică m-am ajuns la Viena și cine știe când mai ajung sau n prima dată, vreau să văd. Și atunci, cam 15 km am mers pe jos, fraților, de la locația respectivă, ca după 5 km începeau să se vadă, am dat de o grădină botanică, după de după ceva primărie, după care de pe un deal de acolo se începeau să se vadă bisericile și chestiile Vienei, după care m-am aruncat am dat și peste un protest al unora, după care am, am intrat efectiv în oraș și m-am pierdut pe străzile respective, printre tot felul de clădiri, o lume la shopping nebuneală, deci oraș mare, oraș na, care îți ia câteva zile să-l vezi ca lumea, dar am văzut tot ce am putut, ce să zic, aici era, era ideea, vreau să mă și întorc să văd să văd cine mai cântă, pentru că mai cântau gen God's oui, mai cântau ga, Gaerea, Uh, mai cântau, uh, cine a mai fost asfix, deci erau, noi am prins într-o zi de sâmbătă, festivalul se vină și sâmbătă, noi evoluam sâmbătă. Aici s-au schimbat lucrurile, s mai evoluând pe scena mare, noi am luat pe scena mai mică, ne-am splituit practic sculele cu o zi înainte în, în trailer, fiecare aia că am fost cu pizda, mă, cum a veni și noi am intrat undeva pe la ora 9 seara, dacă mi-aduc bine aminte, deci n-am mai intrat la 7, 7 jumate, 8 și atunci și s-au toate astea, au fost făcute mai atunci. Uh, și atunci aveam, deci de când am ajuns de pe la un 12 ceva, am zis, bă, până descărcăm, până mâncăm, până asta, eu am, am totuși o să sunt de mare, mă o să vizitez Viena și în nebunia aia, și 3 ore, 4 ore, deci aproape 15-16 km pe jos, cu poze, cu o nebunie, cu un tos, cu m-am dus singur, n-am mai venit nimeni cu mine. Bun. Uh, Aici era un pic diferit pentru că cum să zic, eu aveai cam jumătate de oră de changeover între trupe, dar nu mai eram noi cu Samael, erau alții care, de exemplu, au cotat ceva italieni înaintea noastră, ăia <coughs> până și-au scuns Avantajul a fost că la scena noastră, de data asta am cântat, s-a cântat, deci toate trupele au evoluat cumva pe, pe bate, pe tobele noastre, dar la fel fiecare și aducea cinelul lui și aduce mai schimba o față, mai punea ălea nu știu cum, la fel pe amplificatoarele noastre, dar totuși a durat mult. Adică n am mai fost cumva m am relaxat, că a zis, bă, nu trebuie să mai luăm asta de pe scenă, să le tot mutăm, să vină să mai, nu știu ce, măcar știu că rămân până la sfârșitul show-ului aici și nu avem treabă, suntem liniștiți, suntem bine mersi și asta e, dar totuși a durat. Deja deci, a început să ceva delay-uri de la tupele dinainte. Uh, nu ne-am prea înțeles, era o tipă la sunet, nu ne-am înțeles nici cu aia la sunet ce aia după ce am pus toate lucrurile pe scenă și am făcut un fel de line check, uh, am vrut să facem un fel de sound check, deja eram în întârziere, i-am dat așa, uh, eu trebuia să mai asigur și la sunet, să vorbesc cu sunetistul sau cu luministul, care de obicei era același, bă, nu știu, Nu. ăștia nu vreau front lights, nu vreau, nu știu, să bat lumina din față cum ai veni, nu sau dacă ceva se aude nașpa, pentru că de, deja știam, ascultasem uh, concertul de atâtea ori și piesele știam și dacă, nu știu, se aude ceva nașpa sau, nu știu, se aude sample pe, pe încet sau se aude vocea lui poate nu, nu, nu o acoperă pe altă, când vin pasajele respectiv sau pasajele de chitară solo nu, nu le acoperă și asta se întâmplă și se formează așa un zgomot, o tâmpenie respectivă. Uh, da, până la urmă a ieșit bine mă și aici, <coughs> a da, ieșit bine și aici, am văzut și mai am băut la greu, deci la Viena am băut la greu, am avut și un incident, eu, eu, mai făceam și poze. Deci în timpul concertului mai făceam și mici filmări, poze sau mai filmam câte o piesă sau dacă era lume sau așa mai departe. Încercam în cadă, încercam cu, cu iPhone-ul Paul, cu 13 Pro, care e un super telefon și care rupe, deci, în low light, rupe orice veți voi. Deci vă garantez eu că l-am avut în mână 18 zile, nu mai vă mint acum, aici. Deci. Dolby vision și procesarea de pe un iPhone. Deci a, ăștia făcând un procesor atât de bun și atât de eficient energetic, dar și bun și așa, oricum se știe cum merge sistemul de pe iPhone, eu nu sunt nemulțumit de pe un sistem ca Android-ul cum merge și aplicații deci și asta, n-am o problemă cu asta neapărat, că toate merg ok. Dar frate, pe partea de filmare rupe, datorită acelui Dolby Vision, deci un procesare, pe filmare înseamnă procesare, acolo ăsta intră într-adevăr, turează toate motoarele și intră intră un procesor senzațional care, nu știu, face și, nu știu, noise reduction și nu știu dacă o face, dar, băi, este senzațional. În orice tip de lumină, multe telefoane sunt bune și ăla e bun. Portrait mode și mai departe, dar, fraților, în low light, cum avea ăștia poate puține lumini pe scenă și mai departe, efectiv a rupt, a rupt în două filmările la el, <coughs> dar uh, mișto. Da, și la un moment dat pomenesc cu doi, un filmam din spatele amplificatorului uh, uh, lui Paul al Bațului, Apoi Bă, mă bănesc cu doi tipi de la scenă cu care lucrați, în care posesem backdrop cu care vorbise înainte, știau cine sunt. Au spus să tragă efectiv de mine, că să plec de acolo, cu cal pe cablu, că să respect scenă și pula mea. Adică ei văzut să că sunt acolo. Nu știu care a fost faza respectivă, dar foarte pe violență așa, poate nu te aștepți, știi, uh, chestia respectivă. După care, după ce am la concertul, am început să strângem, din, să stângem backdrop-ul, să strângem cablu și mai aveam, mai era, nu mai știu cine, au mai fost o după noi și urma să cânte cam pe aceleași instrumente, cum am zis. Și când i-am zis lor să nu mai mă împingă sau de ce m-am împins, tot ei au fost pe violență, pe bătaie, pe de-astea, pe doi tipi așa mici, adică la modul mult mai scunzi decât mine. Și trăgeau amândoi de mine, după care mai trăgeau și alții de ei să plec de pe scenă. Adică, bă, aia a fost, deci aia așa ceva n-a fost în viața mea până aia. Deci... Oamenii, nu știu, ori fumați ori băusele, ori nu-mi nu dau seama care era chestia, că doar fost seama acolo în backstage. Na, asta ca, ca fază așa, ca funny. Oricum, o zi foarte, foarte plină la, la Viena. Deci, să faci și 15 km, să și filmezi, să... Am și văzut ceva trupe, am și băut o grămadă, m-am și simțit foarte, foarte bine. Uh, nici mâncarea n-a fost rea, sus ceva cartofi cu ceva fasole de asta verde cu carne mișto, cu de toate, deci masă hrănitoare. Backstage bun, backstage de data asta îl împărțai cu alte 6-7 trupe, locul de masă era diferit de backstage și mai departe. Cum e la festivalul, cine știe cine când a fost, cam așa, așa a fost și aici. Undeva la 1000-1000 ceva de oameni pe an, pentru ambele, ambele sceni. Un festival fain, un festival micuț, care mie mi îmi place și că ai loc să vezi și colo și colo. Da. Deși trupele cântau simultan, la, adică ce începea pe o scenă, începea și pe altă, cealaltă tu puteai să alegi. De exemplu, la noi a fost, noi am picat cu Necrofobico, o tupă excelentă. Când am cântat noi la, din coace, deși a fost destul de multă lume, scena mare cânta necrofobic. Da. Cam asta e. Iar ultima și nu cea din urmă, primirea a fost la Quadrat, un club tot așa la Mama cu în Cracovia. Deci în Cracovia am oftit că am fost de două ori, practic am aterizat de unde început, de una am luat autocarul, autocarul, autocarul era polonez cu șofer polonez, închiriat în Polonia să mergem la Brno. N-am văzut orașul nici atunci când am avut când, nu l-am văzut nici acum când am avut de unde, n-am avut cum, eram la mama dracului, de eram departe, eu nu aveam bani, nu aveam, nu știam să iau autobuze și mai departe și în plus de asta eram foarte, foarte obosit. Deci după Viena am fost foarte, foarte obosit, era o oboseală din aia. Cei de acolo efectiv s-au oferit, nu știu, parcă au simțit așa că e ultima zi, de... deci erau extraordinar de organizați, erau foarte, foarte mulți oameni, unii la bucătărie, unii pe scenă, unii cu aia, unii cu intrarea, unii cu garduri, deci era, organizare în Polonia senzațională, Oamenii efectiv s-au oferit și ne-au descărcat toate bagajele, deci tot trailerul ăla l-au descărcat direct, adică la 12 ceva, eu m-am trezit pe la 12 și un pic deja deci era descărcat tot, zic, mamă, să la... mă iar am ratat asta, nu frate că l-au descărcat ăștia și că stai liniștit și nu știu ce. Pe scenă tot noi trebuia să le punem și mai departe a fost și cea mai mare asistență de public, probabil de cineva între 900 și 1000 de oameni. Deci acolo s-au vândut biletele, acolo a fost un sold out. Cu câteva zile înainte știam că la, la, în Cracovia, la în Polonia, o să fie sold out pentru concertul ăsta. S-a mai mi se pare că are și o relație mai mișto cu, cu, cu Cracovia, că am mai auzit ceva concertele lor vechi. Oamenii foarte faini, deci cam cel mai mișto concert, mamă, ca asistență, ca tot. Aici, aici s-a întâmplat în, în, Cracovia, în Polonia, bestial oamenii, bestială. 5-6 feluri de bere și mâncare bună și ne-a adus ceva prieteni de restul din backstage, ne-au adus uh, niște aveți murați din aia cum fac polonezii, mai picanți, mai diferiți de ai noștri, o plăcintă de mere, deci pe lângă ce era de mâncat acolo. Foarte, foarte mișto. Foarte, foarte primitor. Backstage imens, locuri imense. Ce aveai, ăsta, clubul ăsta este imens. E un club, e un club, studenților casa studenților, dacă veți. Dar a făcut extra, excepțional. Deci, Polonia, oricum, ce am văzut și pe geam și asta arată, este exact o nouă Germania. Eu nu înțeleg ăștia tot timpul, mă gândesc cum dracu' de. Nu știu, sau salarii mici sau ca e fazele. Încă, Polonia, polonezii sunt cam cea mai mare diasporă, cam din toate țările mari, mă Și în Flanda era așa și în țările nordice și în Anglia și peste tot sunt, sunt foarte, foarte mulți. Deși țara lor arată impecabil, probabil. Da? Ce să zic? Cam asta a fost fraților, toată chestia. A doua zi, cum din Cracovia nu sunt zboruri directe spre București sau spre nicio locație din. ia din, să zic, din Târgu, jim, pula mea, nu să asta niciodată. Din România, practic, a trebuit să fac, mi-am luat bilet pe la Nisa. Am stat patru ore la Nisa și de acolo am schimbat pe București cu un UIS, să nu fie nici prețuri mari, că urmă să plătească ăștia, nu-mi permiteam. Eu, aveam, eu am avut bagaj, un, bagaj din ăla de, de mână, cum a venit care mi-am îndesat chestii, tricouri, șosete, chiloți și așa mai departe pentru tot turul. Mi-au ajuns, multe, mult nu le-am folosit, unele am reușit să le și spăl, prin, prin Belgia mi se pare că am și spălat o dată din, din ele. Uh, pentru ceea ce urma să fac eu, nu trebuia să arăt rockstar sau nu știu ce, eu trebuie să fiu acolo, trebuia să fiu cu trupa, trebuia să fiu, cât am fost la merci, am fost 4-5 zile și la merci. Și în rest, uh, eu am eram omul de bază, omul bun la toate, dar care nu să fac de fapt nimic, cu adevărat, bana mea. Na, ce să zic. Bă, na, probabil am uitat multe. Au fost multe faze, multe, multe și pe, și pe, autocar, lumea foarte faină, na, și în, după show-uri. Uh, al elvețieni, stă, mai stăteau în trei, mai te primeau, mai vorbeai, mai... Na, oameni foarte fain, mai ardeam și noi un pic de franceză cu... Și eu oblie mă de adevărat la mezon, aia, să mi erau, bă, acum cum mai înțelegi voi franceză? Până, bă, noi în România am fost forțați, practic, să studiem franceză din clasa a doua, la 8 ani, până la clasa 12 a 12-a, Na, n-am mai știm ceva din așa, deși ar fi fost mișto să știm și acum îmi pare rău că, de exemplu, nu știu, o limbă ca franceza, pentru că după părerea mea, germana și franceza sunt limbile adevărate europene, trebuie să fii european, trebuie să vorbești franceză și germană, sau germană și franceză, sunt cele mai vorbite germană, mi se pare că cea mai vorbită limbă din UE de departe, adică și în Luxemburg, și în Elveția, și No, Germania, Austria și mai departe, Iar franceza la fel se vorbește în Dita, mai Franța, se vorbește în Elveția, se mai vorbește prin Luxemburg, înțelegi, uh, e destul de faină. Cam asta e, fraților, și am ajuns după încă, nu știu, 17-18 ore, că cele mai obositoare lucruri, adică dacă spun două chestii care mi-au plăcut, au fost în primul rând că am avut probleme de sănătate, nu foarte mari, dar destul de inconfortabile, ceala aia jegoasă care m-a ținut 7-10 zile așa, dar abia 5-6 au fost nașpa rău, și bineînțeles aceste zboruri, când am plecat, am plecat din Oradea, la fel după o noapte de schimbat trenuri de aici și ajuns în Oradea, după care schimbat escală la Bolonia, unde aveam doar o oră și 40 la escale, sunt escale în care, nu știu, nu mai faci controlul de securitate și pentru al doilea zbor, de la Bolonia s-a făcut, că trebuia să-l iau din altă parte zborul respectiv spre Cracovia, Bolonia, Cracovia. Și atunci a trebuit să trec chiar prin security check, iar scoate, eu am avut baterii externe la mine, eu n-am știut autocarul ăsta impecabil, cu prize, cu tot, adică puteai să-ți Eu Am luat baterii externe, eu ca pe munte, mi-am luat toate chestiile, bă, să fie, să asta, Da, rămâi de acolo și mai departe. Au fost multe chestii pe care le-am cărat degeaba cu mine. Uh, da, cam asta, cam asta a fost, frate. La întoarcere ceva transport, am mai stat două ore, deci am ajuns la 11.30 noaptea, la 1 practic încă două ore ceva transport din asta transfer de la aeroport la Târgu Jiu, încă 5 ore și ceva, am ajuns la 6 dimineața, chiar unde sunt, nu mai știam ce cu mine în pana mea. M-am dormit câteva ore, după care a doua zi, țin minte că am dormit de la 1 fără ceva până la 1 a doua zi, deci am dormit 12 ore, următoarea zi. Și azi am zis să filmez chestia asta, nu știu când mi-a ieșit, să trecem așa în revistă câteva chestii funny, Ba, sper că vă ajută și imagini și de până, de până concert, de până. Cam asta a fost o experiență pe care nu știu dacă o să o mai am vreodată, din care unii oameni câștigă bani, deci mă gândeam, băi, foarte mișto să câștigi bani fie ca șofer, fie dacă ești pe merchandise foarte bun, să ai taxă, să ai chestii în care, nu știu, în 100-150 de euro pe seară să câștigi, cum mi a spus că să mai face la trupele mari. Pentru că, de ce? Pentru că tu ai totul asigurat, adică trăiești într-un confort destul de decent, dacă ești chipzuit, dacă nu ai duș, mai trebuie să fii un pic bine cu timpul, să renunți la confortul de acasă în care ai totul pentru tine și să, efectiv, să nu știu, o să te bucuri de, de o experiență de asta și poți strânge niște bani. Deci într-o lună, de exemplu, aia de la Galsu erau un ceva turneu cu Gaiera și nu știu ce mai erau, erau 4-5 stupe. Cum era, de exemplu, acela mic cu Dehemon, mi se pare, și cu alții, cum era și Creed de la Filu, mi se pare, sau Hipocrisiu cu Rotting Christ, deci ăștia erau și ăștia în turnee respective. Uh, pe lângă tu pe de asta, mai dacă știi să faci ceva, dacă ești un luminist bun, un sonetist bun sau nu știu, un te măcar pe tehnic foarte bun să știi tot ce se întâmplă, să știi, să repaceva ceva în timpul concertului și așa departe, eu cred că se câștigă foarte, se pot câștiga niște bani mișto. În ideea în care, repet, tu având tot ce să, ai, ai ce să mănânci, ai ce să bei, ai, ai companii mișto, ești între ai tăi cum ai veni într-o lume faină, în care vei să faci poate, în care alții doar visează undeva, plus că stai cu niște rockstaruri și mai departe și oamenii sunt foarte deschiși și poți să afli chestii și să vorbești și mai departe, poți să faci niște bani frumoși. Simplu fapt că practic poți să nu consumi aproape nimic. Adică că mai iei tu ceva sau iei un tren sau un bat sau vei să vezi un oraș și așa mai departe și deci poți să și vizitezi ceva pe fugă, nu vă imaginați genul turistic, dar poți să pui niște bani deoparte. După un 5 săptămâni, după un 3 săptămâni, după o lună și -o mai departe, bă, un 1.500 de euro, mai ales cum ai trăit prin România, așa bani, că ai, po poți să duci, nu știu, două luni, dacă, dacă te chipzuiești și mai departe, sau poate și mai mult. Și cred că și asta e o industrie destul interesantă, sunt oameni care fac bani din chestia asta și care 4-5 luni, că mi-am mai spus, bă, sunt mulți care 4-5 luni pe an, asta fac, poate o lună cu două pauze sau o lună cu nu știu ce, mai au niște proiecte, mai editează, mai nu știu cum și cam asta e, asta e viața. Ce să vă mai zic? Nu știu ce să vă mai zic. Cu escale, cu nebunii, o experiență mișto pe care, cum am spus, aș mai, aș mai repeta. Au mai întrebat unii, bă, că pizde, că gagici, că nebunii, că combinații. Da, frate, eu cum eram îmbrăcat în uh, rolling rolling în vest, în rolling cu crew, cu diabolic, cu asta poate multă lume pise, și asta mai abordau pe afară, bă, dar voi cine sunteți, dar de unde sunteți, dar și așa mai departe. Și când povestea, adică erau foarte interesate așa de cum arăți, de cine ești și așa mai departe. Și în momentul în care uh, le spuneai că tu nu ești din trupă sau că nu ești suedez, ești pula mea, orice altceva, Bă, gata, se schimba totul, deci atâta, atâta, atâta de asta fanii, frate, n-am văzut niciodată. Da, da. Și la, metale și la astea, gagicile alea mișto de le vedeți, aici este, un super mega elitism din ăla. Adică tot timpul o pizdă se va duce și se va epata pentru unul care cântă într-o trupă, nu contează nici cum arată, nu contează, tot să ai expunere. Pentru că și avea expunere și vrea să aibă expunere pentru al l cuceri pe viitor și mai departe. Asta e, asta e peste tot în societate pe undeva. Și nu spun că este deloc greșit, este normal să fie așa. Și, na, mai râdem și noi, mai ne, mai ne amuzăm așa pe final. Oricum, băi, oameni fain, pe, pe, pe total, adică nu s-au întâmplat, nu ne-a certat, nu au căzut sunete, n-au o singură dată s-a rupt o coadă la un bas. A fost faza cu ea de m-au de pe scenă, a fost faza cu ea când, atunci când am uitat să descărcăm, că nu ne-am trezit în pola mea și nu, ăștia că au încercat să ne trezească, dar nu ne-am trezit. Deci au fost, a fost prea tare, nopte și pe zile, să stai de fapt, în 20 de zile, dacă vrei, 19, 20 de nopți, au fost să stai într-un autocar de mare, dar să stai undeva la 16-17 oameni, deci chiar au fost, pot să zic că efectiv ne-am înțeles perfect, parcă făceam asta de o viață. Bine, ăia, restul, în afară de mine, toți au făcut asta de o viață, știi. Dar, na, destul de, destul de interesant. Deci, cum am zis, mai și vizitez mai și nu știu ce, pot să faci și bani, la mine nu e vorba de bani, m-am dus din plăcere, m-am dus în condițiile în care mi s-a plătit tot și atât și asta a fost tot și mai o masă, mai o ieșire, mai când mai făceam ceva în afara extracurricular locului respectiv. Cam asta e o super experiență alături de Diabolical și Samuel în concert, în festival, în pula mea, în turneul de 25 de ani, albumul, al excelentului album Pazaj de la de la Samuel, care turneul care trebuia să aibă loc 2020 și s-a amânat practic 2 ani din cauza pandemiei și uite așa a avut și eu noroc să mă duc pe coadă, țăranul român, într-o experiență altfel, să văd și eu cum e în spatele industriei astea. Vă las, fraților! LOCO!